Luni, 3 octombrie, la sediul Consiliului Județean s-a întrunit filiala județeană a Asociației Comunelor din România pentru alegerea noului Consiliu Director. În fruntea asociației a fost realeasă primărița din Săbăoani, Valeria Dascălu. Deci, de participat, au participat 50% persoană din membrii filialei, pentru că nu toate comunele sunt asociate la filială, la Acor. Și conducerea s-a modificat în parte, adică Consiliul Director este format din președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar și membru. Aceea fiind președinte tot doamna Dascălu, prim-vicepreședinte subsemnatul, vicepreședinte domnul Bereșoaie de la Comuna Gherăiești. Dar el nu mai este primar. Tot Bereșoaie îl cheamă și pe primarul actual. Actualul primar, da. Da. Secretar este doamna primar Petrar de la Vânători, iar membru este domnul primar Filip de la Zenit. Primarii prezenți au dezbătut și o serie de probleme legate de auditul financiar obligatoriu a fi realizat la nivelul fiecărei primării și despre angajarea de personal prin intermediul Asociației Comunelor din România. Nu doar atât chestiuni de audit, pentru că rolul filialei Asociației Comunelor din România, filiala Neamț, cam pe asta s-a bazat, pe susținerea auditului care se face la fiecare comună membră în asociație și dacă mai sunt posibilități sau unele comune și exprimă dorința de a mai angaja ceva personal prin acord, se poate fără niciun fel de problemă. De fapt, știu direct că pe viitor nu avem ce proiecte să spunem, pentru că e o asociație care este la nivel de țară, noi suntem filială, ceea ce face Asociația Comunelor din România, noi trebuie să ne conformăm cumva. S-a discutat de asemenea și despre cotizațiile pe care fiecare comună membra asociației este obligată să le achite. A fost vorba de cotizațiile de la filială, nu de la, de la Asociația Comunelor. Pentru că noi avem o cotizație pe care o plătim la Asociația Comunelor și o cotizație pe care o plătim la filială, cei care avem hotărâri de Consiliu, care avem audit, care se face audit de către filială. Ori la Asociația Comunilor, la filială, noi nici săptămâna trecută la marea majoritate ne-au venit factura. Aceea nu era, acele erau restanțele. În rest, la Asociația Comunilor de România, la filiala mare, acolo aveam plătit majoritatea. Câte comune fac parte la Neamț? Câte din asociație? Din asociație 56 de comune. Sunt marea majoritate a lor, sunt doar câteva. Chiar, până la 80 mai sunt. Așa și... Noi suntem 80 de comune. A, 80 de comune. Și ce, da. Ceilalți de ce n-au acceptat asocierea? Păi nu e vorba că n-au acceptat, probabil că acei, cum pe rând, cum vine Curtea de Conturi, le vor cere auditul făcut la nivel de Administrație Publică. Auditul până acum 3 ani de zile noi aveam voie să-l facem cu diverse persoane autorizate. De atunci, de acum 3 ani de zile, nimeni mi s-a mai dat voie și atunci trebuie să facem cu audit extern printr-o asociație, prin ceva. Ei, în momentul când o să vină la comună respectivă, Curtea de Conturi și o să ceară auditul și nu au, atunci probabil că vor face. Dar și-au exprimat mare majoritate anul ăsta că vor face, vor lua hotărâri de Consiliu și se vor înscrie în asociație. Spuneți-mi, unde și are sediu asociația? Tot la Săbăoani. Asociația Comunelor din România a fost înființată în anul 1997 ca o asociație a comunităților locale, din care la această oră fac parte 2000 de comune din România. Filialele județene sunt abilitate să organizeze activități specifice atribuțiilor autorităților publice locale, cum ar fi auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării de lucrări de construcții, servicii publice comunitare, locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, precum și poliția locală. Filiala Neamț a Asociației Comunelor din România își are sediul în comuna Săbăoani.